cafea și știri, bineînțeles! să începem cu industria noastră mare. Și avem așa. Deci, ce spun marile companii după o lună fără subvenția la energie? Dacă vrem neapărat o criză, o să o avem. Stau cu mâna întinsă după energie, mii de firme mari și nimeni nu le dă curent. Deci, problema este în felul următor. Avem așa. Situația peste 1900 de companii din România care generează ci, circa jumătate din cifra de afaceri din economia totală. Adică vorbim despre doar aproape 2000, de, nici măcar 2000 de companii care reprezintă jumătate din economia țării. Măcar pe ele să le ajutăm. Zico Fio no... par destul de importante. Bineînțeles că firmele amenință cu reorganizări, scumpiri, dat afară, dar pe de altă parte nici în perioada în care nu au primit energie ieftină, inflația nu a stat pe loc. În acest moment avem mii de companii din România care stau cu mâna întinsă după energie și gaze și nimeni nu le pune nimic pe masă, spune un specialist din domeniul energetic. Ce se întâmplă dacă până pe 1 septembrie toți consumatorii de energie non-casnici, cu excepția 34 de mari consumatori de energie, au primit energia la un preț plafonat de 1000 de lei per megawatt, adică cât un leu, un leu kilowatt. Da. deci 1000 de lei megawattul și de acum bănuiesc că se duc în 2 ,20 lei 20, dacă nu mă șel, este la liber, ceva de genul ăsta. Ne-au spart, spune Ștefan Kerciu, proprietarul producătorului de tâmplărie Casa Noastră din Dolj. Deci probabil acești, aceste companii vor fi forțate să scumpească, să mai dea afară oameni, să facă niște restructurări pentru că nu își vor permite să rămână la același nivel de cheltuieli. Impresionant cât de vulnerabili suntem. Dacă stați să vă gândiți, nici 2000 de firme reprezintă 50% din economia țării nici 2000 de firme. Deci cât de vulnerabili suntem? Dacă aceste 2000 de firme au probleme, practic suferă toată România. Adică este incredibil. Există un indicator care se numește indicatorul NET și practic reprezintă tinerii care nu și-au găsit nici loc de muncă, nici fac parte dintr-o formă de educație tineri aflați între 15 și 29 de ani. Și se analizează acest indicator pentru a vedea direcția viitorului Uniunii Europene în practic și se vede cum, cam cum se descurcă tinerii. Din câte observi eu aici în 2020 a fost nasol, practic a fost cel mai mare indicator, cel mai mare număr, după care prin 2021 a mai scăzut, 2022 a mai scăzut. Dar în schimb în România este o problemă pentru că în Europa per total indicatorul este pe la 12%, 12,6% pe aici s-a învârtit, a fost și 13,1%, dar în România este 19,4%. Asta înseamnă că 19,4% din tinerii între 15 și 29 de ani nu sunt în nicio formă de învățământ sau în câmpul muncii în primul trimestru din 2021. A doua cea mai mare rată dintre țările membre ale Uniunii Europene. După Italia. Nu mă așteptam să fie după Italia, dar na, suntem pe locul 2. Deci nici noi nu stăm mai bine, tinerii trebuie să-și găsească locuri de muncă și pe partea de învățământ văd că din ce în ce mai mult sunt descurajați pentru că au exemple din partea altor tineri. Adică mulți tineri s-au apucat de gaming, mulți tineri s-au apucat de YouTube, mulți sunt influencer și așa mai departe și crezi că poți fi, fi și tu influencer și nu mai este nevoie să finalizezi bacul sau să faci o formă de învățământ pentru că poți să faci bani de pe YouTube. Lucru care poate fi adevărat, este adevărat pentru o mare parte, din, de fapt nu pentru o mare parte, pentru o mică parte din tineri. Este adevărat acest lucru, dar marea majoritate nu va avea succes în direcția asta. Deci tot cred că ar trebui să finalizezi o formă de învățământ, cel puțin liceu. Nu vrei să faci facultate, este ok. În opinia mea, facultate facultatea nu este obligatorie dacă nu vrei să faci un domeniu care necesită cu adevărat facultate, dar măcar liceul. Adică liceul este simplu, este mai mult o dovadă de potențial, adică dacă nu reușești să fii disciplinat încât să înveți o lună, pentru că mai mult de atât nu -ți trebuie ca să iei bacul, dacă nu reușești să înveți o lună ca să iei bacul, vei avea probleme cu disciplina în general în viață, nu este doar o chestie de ai terminat sau nu ai terminat liceul. Mergem mai departe și anume vine un lanț nou de magazine în România, un lanț de pet shop-uri sau mă rog, magazin cu hrană, pentru, hrană și accesorii pentru animale de companie. Mă rog, este un tip din Germania care acum vreo 30 de ani a pornit un lanț în Germania de magazine care a ajuns foarte, foarte bine și acum se extinde și în România. Va crea 14 magazine cu 100 de joburi noi, iar magazinul se numește Fresh Nap. Freșna PF. Și dacă aveți animale de companie, veți găsi acest probabil acest lans de magazine în orașele mari. Da, aceștia se vor găsi în București, clar, în Timișoara, Craiova, Ploiești, Oradea și Pitești din câte am văzut pentru început, și uh, plănuiesc să se extindă. Deci, dacă aveți animale, na, o să găsiți magazin nou să le luați buline, dacă vă ajuta cu ceva. Un raport ONU arată că forțele rusești au agresat sexual și torturat copii ucrainieni. Sunt atât de rele știrile astea, încât nici nu vreau să le citesc, dar nici nu vreau să trec cu vederea uh, ceva de genul ăsta. Deci, uh, vârsta victimelor violențelor sexuale și de gen comise în Ucraina de către forțele ruse a variat între 4 și 82 de ani. A constatat o comisie independentă. Mai mult asta mă îngrijorează pentru că în momentul în care Ucraina spune ceva despre Rusia este clar că vor să arate cele mai rele părți pentru că vor să pună Rusia într-o lumină cât mai negativă posibil în momentul în care Rusia spune ceva despre Ucraina bineînțeles este propagandă inversă și așa mai departe. Deci tin să cred că ambele părți nu sunt 100% adevărate. În momentul în care vine o comisie independentă de la ONU și spune băi cam asta s-a întâmplat da, deci Comisia Internațională Independentă a investigat atrocități comise în aceleași zone, comisia continuă să investigeze execuțiile din 16 orașe și așezări. Deci, au concluzionat până acum că au fost executați un număr foarte mare de civili și au fost abuzați sexual și trecuți prin violență sexuală o grămadă de oameni cuprinși între vârste de 4 și 82 de ani. 4 ani? Adică mie ambele extreme mi se par îngrijorătoare. Adică violență sexuală la 4 ani și violență sexuală la 82 de ani, ceva nu e în regulă. Adică ceva nu e în regulă cu oamenii ăștia. Dacă spuneau, au fost violențe sexuale între 16 și 45 sau între 50, eram, da, sună bine. Între 4 și 82 te pune pe gânduri. Cum au lansat un corean și o româncă unul din cele mai exotice proiecte gastronomice din București? După 10 ani din Corea de Sud ne-am dat seama că nu putem înlocui mâncarea de acolo cu nimic și ne-am făcut propriul restaurant. Deci oamenii, uh, practic este o familie, familia Lee, cu un corean și o româncă care s-au căsătorit și au deschis un restaurant în București. Uite, poveste de succes. Aparent restaurantul merge foarte bine. Nu am fost, este prima dată când am auzit de el. Se numește Korean Seoul, -O -U -L, deci Corean care este croit exact pe gustul tău și Investiția inițială a fost de 300.000 de euro în 2013, deci acum aproape 10 ani, acum 9 ani, 300.000 de euro acum 9 ani erau mulți bani. Adică sunt și acum mulți bani, dar atunci erau și mai mulți bani. Deci omul a avut ceva bani din Corea. Da, mă rog, și spune că explică mai mult în articolul ăsta cât de impresionantă este bucătăria coreană și de ce oamenii s-au îndrăgostit de ea și de ce le merge restaurantul bine și de ce vor să se extindă în continuare. Dar impresionant, ca idee, vedeți că un lucru este clar. Ai nevoie de bani pentru a porni o afacere mare. Nu ai nevoie de bani pentru a porni o afacere mică. Nu vă lăsați cu gândul dacă vreți să porniți un restaurant, nu vă gândiți că nu veți avea bani niciodată. Pentru că poate acum te uiți la acest video și vi tău este să deschizi un restaurant și îți spui, eu nu am să am niciodată 300.000 de, de euro să deschid un restaurant, pentru că eu lucrez pe 1.000 de euro sau pe 2.000 de euro și până am să strâng eu 300.000 de, de euro, am să îmbătrânesc și sănătate. Dar nu așa trebuie să începi. Asta este una din cele mai mari greșeli pe care le vezi în business. Nu așa trebuie să începi. Începi cu o afacere mică care te va ajuta să faci bani pentru o afacere și mai mare, care la un moment dat te va ajuta să faci bani pentru acea afacere pe care ți-o dorești. Niciodată foarte puțini oameni încep exact cu afacerea pe care și-o dorea. Adică gândiți-vă că toate aceste business-uri mari pe care le vedeți nu au început ieftin. Adică o parte din astea, din dormitorul, părinților și așa, sunt foarte puține cazuri. Foarte multe business-uri pe care le vedeți au început cu bani mulți. Și acei bani mulți au venit din alte businessuri mai mici, care poate nu erau acele businessuri ideale. Și când visai, ce visai să-ți să deschizi prima dată când erai mic și așa mai departe. Nu au fost genul ăla de business. au fost businessuri făcute pentru bani, care au făcut bani care să te ducă cât mai aproape de acel business pe care ți-l dorești. Și despre asta este vorba, nu trebuie să fii descurajat în momentul în care vezi că businessul tău favorit sau ideal sau la care visezi costă 300.000, 500.000, un milion să-l financezi. Ok, gândește ce poți face până atunci pentru a ajunge să ai banii de aceea investiție. Bun, mergem la tot investiții. Dacă discutăm, PepsiCo investește încă 100 de milioane de dolari în fabrica de chipsuri Star de lângă București. Uite, na, o fabrică din Popeșle Ordeni, practic de lângă București, este fabrica PepsiCo, mai primește finanțare de 100 de milioane pentru a-și optimiza liniile de lucru. Deci se îmbunătățește puțin infrastructura asta industrială și la noi. Mergem în Rusia, unde au și atentate. Este prima dată când am auzit. Bine, acum cred că și ies toate lucrurile negative din Rusia, că este și normal, sunt în atenția reflectoarelor. Cineva a intrat într-o școală, bineînțeles cu o armă și a omorât 9 persoane și a rănit încă 20, printre care au fost copii, profesori, paznici, tot au omorât nu se știe exact intenția, nu se știe exact ce s-a întâmplat mai departe. Este așa o știre scurtă, dar ca idee, la ei am văzut că lucrurile încep să se scuture, adică în sensul mini revolte, oamenii vor să plece. Acum avem și câte un atentat. Nu știu dacă asta este forma Europei și a SUA de a prezenta Rusia într-o lumină cât mai proastă încât să avem noi impresia că este foarte rău acolo și că sunt mai 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 că cedează și se rupe țara în două, când s-ar putea pur și simplu lucrurile să fie complet normale, adică să vorbești cu un rus să fie, da, pleca vreo 2-3, dar în rest noi suntem obișnuit business as usual. Deci depinde, cred că de fiecare dată când există un conflict, există o formare din asta de opinie, de fiecare dată se va încerca o propagandă din ambele direcții, adică Rusia vrea să prezinte la ei în țară că totul este ok, situația este sub control, Europa și cu SUA vrea să ne prezinte nouă că Rusia abia se descurcă vai de mama lor o să moară în chinuri și așa mai departe, o să se chinuie sute de ani de acum încolo. Cred că timpul ne va arăta de fapt ce se va întâmpla și se va, până la urmă urmei trebuie să fii destul de sceptic în perioada asta la orice știre de genul ăsta vedem. Pentru că eu consider așa, tot ce văd este parțial adevărat. 100% adevărat cu siguranță nu va fi. Haideți să mergem. Uite, na, dacă vrei să-ți dai copilul sau dacă vrei să te duci tu la cea mai bună școală de business din Europa sau la printre cele mai bune școli de business din Europa, trebuie să știi care sunt, nu? Haideți să vedem. Unde credeți că este cea mai bună școală de business din Europa? Eu, sincer, am crezut că în UK, pentru că este London Business School și este cumva mai popular, sau cel puțin eu am auzit mai des, dar nu este așa. Numărul 1 în Europa este în Elveția și se cheamă IMD. Este în Elveția, costă 97.500 de franci elvețieni. Asta oare cât o însemna? Ia să vedem. Asta înseamnă 102.000 de euro. Nu știu dacă ăsta este prețul pe an, scrie... Cost total. Acum cred că total se referă pe toți anii nu știu dacă este pe an sau nu, dar bănuiesc că putem afla. Costul este 100.000, după cum am zis, și este pe locul 1, aproape la toate punctele de vedere. Pe antreprenoriat, locul 1, pe learning, locul 1, pe compensare și overall, locul 1, pe networking, este locul 2 oare cine este pe locul 1. Pentru că mie, sincer, mi se pare, dacă vrei să cunoști oameni cu bani, Elveția este locul. Adică Elveția, poate zona aia, în altă parte ar mai fi, nu știu, poate Monaco, zonele astea. Dar cred că în Elveția este un loc bun de a cunoaște oameni foarte influenți de care probabil nici n-am mai auzit. Hai să vedem repede locul 2 și locul 3 ca să ne facem o idee. Deci locul 2 este Insid și este în Franța. Culmea, uite, în, este în Franța și costă 91.000 de euro școala și avem așa, locul nou pe antreprenoriat. A, deci te face angajat. Nu este bun. Deci nu, asta nu e școala de business. Este școală pentru a angajați în finanțe. Networking locul 1. Uite, este mai bun networking în Franța decât în Elveția. Learning locul 11 și compensare locul 5. Pe cum a ieșit locul 2? Learning locul 11. Păi eu mă duc să învăț. Ia să mai vedem. Locul 3 și apoi locul 4 este London Business School. Dacă vă gândeați că este cea mai bună ca și mine, nu este. Deci locul 4 London Business School și locul 3 este în Barcelona, costă 88.000. Sincer, după dacă aceste rate sunt adevărate cu learning pe locul 3, networking locul 5 sau așa, m-aș duce în Elveția. Adică diferența de bani nu este chiar așa de mare. Bine, în Elveția este destul de scump să locuiești, dar dacă ar fi să alegi 100 de mii, te duci și faci de top școala de business. 100 de mii, dacă ai, să-i oferi copilului tău genul ăsta de educație, cred că pleacă cu un avans destul de consistent în business. Adică bănuiesc ce înveți în școala de business în Elveția nu se compară cu ce înveți la ase la noi. Adică este cumva un pic peste și la asta mă refer eu la când vorbeam și despre investiții, eu mă refeream ce poți face prin aceste investiții. În primul rând, îți poți asigura tu un viitor. În al doilea rând, poți asigura un viitor familiei tale. Dacă tu acum, să zicem, ai un copil mic și începi să investești pentru el, faci un fond de investiții pentru el și investești până va ajunge la facultate la 19 ani și ai pornit de devreme, în 19 ani, credeți-mă, se adună o sumă mare chiar și dacă nu ești mare investitor. Adică dacă reușești să pui niște bani deoparte în fiecare lună și să-i reinvestești continuu, vei reuși să-i plătești toate cheltuielile, inclusiv facultatea și cazarea și mâncarea, la cel mai mare, la locul 1, cum ar veni, la facultatea numărul 1 de business. Lejer. Putem face calculul ăsta în oricând. Și... Știți, așa când spui ca și părinte, ești prins, dă-mi acum 100 de mii. Poate nu toată lumea are 100 de mii. Clar nu toată lumea are 100 de mii, nu? Dar dacă spui, ai 20 de ani să-mi dai 100 de mii. Ok, pot să mă gândesc la treaba asta, adică nu mai sună chiar atât de mult. Adică în 20 de ani te descurci de 100 de mii dacă știi cum să-ți așezi puțin finanțele. Ieșim un pic din zona asta și mergem la un șofer care a fost prins cu 186 de km la oră pe un bulevard din București. Destul de tare, așa? Este un record de viteză a ultimilor ani. Ei, să nu exagerăm. Bine, poate pe bulevardul respectiv, nu per total, pentru că per total se merge și mai tare. Oare care este rostul acestui articol? Uneori bag articole de genul ăsta pentru a ne gândi împreună care este rolul lor. asta și m-am gândit. Bun, vezi știrea asta. Un șofer a mers tare pe un bulevard. Ok. Și spui că a primit amendă 2300 de lei. Asta e știre. Pentru asta cineva a pierdut, na, maxim 5 minute probabil, nu cred că ți-a mai mult să scrie un articol de ăsta, și a dat oamenilor și am spus, băi ce știre, s-au bătut pe umăr așa, s-au întâlnit când s-au întâlnit uh, jurnaliștii la cafea despre ce e scris astăzi. Eu, unul am mers tare cu mașina. Și s-a întâmplat ceva? Și l-a prins poliția. Și s-a întâmplat ceva? Nu. L-a prins poliție. Și asta e știrea? Da. Postează că e blană. Uite, de exemplu avem, este criză de medicamente în spitale și farmacii. E, altceva, măcar aflăm ceva, nu? Este o criză de medicamente, este o problemă. E, și, deci, criza de medicamente, din ce am citit eu, este dată de legislația noastră. Adică, legislația noastră forțează cumva anumite medicamente din astea obișnuite să fie vândute la un preț foarte jos, încât firmele spun, nu le mai vinde. nu le mai producem pentru că nu mai merită. Adică, ieșim în pierdere dacă le vindem și nu le mai facem. Și asta ce s-a întâmplat a dus la o criză de aprovizionare. Adică, nu se mai găsesc acele medicamente. Și uite, din această cauză, de exemplu, la Consta, au fost amânate toate operațiile care nu sunt urgente. Eu înțeleg că este o lege destul de bună în ideea asta, că vrei să fie prețul cât mai jos, dar dacă ajungi atât de jos încât nu mai sunt acele medicamente, nu ai rezolvat mare lucru, pentru că oamenii tot au nevoie de acele medicamente. Adică trebuie să ajustezi un pic încât să fie prețul jos, dar totuși să fie acele medicamente. Lucruri care trebuie să ținute din scurt, adică nu poți să ajungi în situația asta, ca și țară. Cum poți să ajungi ca într-un oraș, bănuiesc că nu este un singur caz, dar într-un oraș pur și simplu, oameni nu se mai pot opera decât dacă este absolut necesar și urgent. Dar aici este o problemă destul de interpretabilă. Urgent ce înseamnă? Că te doare sau urgent înseamnă că mori dacă nu ai operația respectivă? Pentru că eu cred că urgent este că îți poate afecta viața dacă nu faci acea operație. Dar asta nu înseamnă că ți este comod. Adică dacă tu te chinui și mori de durere, totuși nu este urgent. Dar ce facem oameni buni? Hmm? Oare ce facem? Ce facem oameni buni să schimbăm și noi treaba asta? Trebuie să intri cineva în politică. Este cineva, voi urmăriți politica mai de aproape, este cineva în politică pe care să urmărim și noi să fie competent încât să fii cu inima în păcată să spui băi, îl urmăresc pe nenea asta. Băi, sunt în păcat că cred că dacă îl votez sau merg cu el și susțin partidul respectiv și fac ceva, va face treaba bună. Mie nu mi-a sărit nimeni în ochi, vă spun, dar nici nu am urmărit chiar pe toată lumea. Dar hai să facem cumva, să facem cumva să încurajăm pe cineva să se apuce de politică. Eu v-am zis, mă voi băga în politică în momentul în care nu voi mai avea nimic de făcut, asta clar, <laughs> și doi, voi avea suficient de mulți bani pentru a fi eu foarte, foarte confortabil. Pentru că în politică, dacă ești sărac în politică, este cea mai, în opinia mea, rețeta pentru un politician corupt este un politician care a avut intenții bune, dar este sărac <laughs> și a intrat în politică. Nu rezistă. Doi ani. Doi ani și gata. E coru. Pentru că la un moment dat tu dai din coate, sărac fiind, nu reușești să faci mare lucru. Oricât ai lătrat-o, nu faci treaba așa. Oricât ai lătratul, trebuie să fii conștient de anumite reguli ale unui joc. Și apoi în momentul în care vezi că ăla face bani, ăla face bani, ăla face șmenuri, face bani, tu intervine acel gând intern și spui... Păi de eu sunt ultimul prost, care nu face bani. Și uite, pot și eu să fac asta, pot și eu să fac asta, și uite, așa gata. S-a dus visul cu care a intrat în politică și erai tu incoruptibil și așa mai departe. Pentru că eu sunt de părere că foarte mulți politicieni au intrat naționaliști, că ei vor schimba ceva. Până au văzut că au dat de un perete unde aveai nevoie de mulți bani ca să treci, ca să îl împingi într-un fel au mai dat de o problemă aici, au mai dat de o problemă aici, s-au descurajat. Și apoi s-au ajuns acasă și nevestele le-au zis, ce ai făcut Marcel? Ai văzut că s-a scumpit gazul? Și tu ești, păi da, eu acum mă lupt, fac o lege, nu știu ce. Marcel, n-avem bani să plătim gazul. Gata, boss m-am dus, facem o combinație, s-a terminat. În politică, eu voi susține un milionar în euro. Dacă se duce cineva milionar în euro și este, voi eu vreau să intru în politică, sunt milionar în euro, bani pe care nu i-a făcut cu statul. Bani pe care i-a făcut. Dacă mâine intră cineva cu intenții bune și el vezi că este capabil, și ce ai făcut tu? Băi, eu sunt milionar în euro. Da ce? De ce? Păi am făcut o afacere și sunt milionar în oră. Ok, și de ce vrei să intri în politică? Mă plictisesc. Vreau să ajut țara asta, mă plictisesc. Pe acela îl votez. Serios vorbesc. Pe acela îl votez. Din ăștia care vin, ei le emațele, dar vor să facă politică, nu e ok. Foarte, foarte probabil că se vor întoarce cu fața la bani. Știți? Se vor întoarce către o zonă coruptă. Nu zic că nu există. Deci nu vreau să credeți că acum cred că nimeni nu este corect. Sau. Nu, cred că există oameni corecți. Dar cred că fără bani nu vei face mare lucru. Adică este o discuție foarte lungă, în opinia mea, foarte neetică. Dacă este să vorbim adevărat, politica este ca o mafie. Da? În mafie trebuie să te comporți un pic într-un stil mafiot, trebuie să ai niște conexiuni într-un stil mafiot, trebuie să ai bani ca să poți să fii acolo. Da? Așa că politică pe burta goală nu mulțumesc, nu cred niciun politician. Mergem mai departe la exact ce vă spuneam de propaganda din Ucraina de data asta, care a spus că Rusia a primit Kalashnikov ruginite pentru noi recruții lui Putin. Și cineva a zis că funcționează doar dacă îi zgârii pentru că le dai... Uh, tetanos. Acum a fost așa. Au apărut niște calașnicovuri, niște videouri cu calașnicovuri foarte, foarte ruginite și cum că acestea au fost, de fapt, date noilor soldați care au fost luați ca să se lupte în război. Acum Rusia a spus că de fapt sunt niște arme de formă ca omul să se obișnuiască, să o țină în mână, să încarce, să descarce, să tragă în el. Un fel de muscle memory, să-ți amintești cum, se funcțio cum funcționează. Iar uh, Ucraina a spus că nu, noi nu credem chestia asta, spunem că noi credem că astea vor fi folosite împotriva noastră în război. Na, acum vă dați seama, propaganda de aici, propaganda de acolo, ideea este că au apărut niște videouri cu niște kalashnikovuri, dar nu că ruginite, la modul că cred că aveau și găuri prin ele, adică mâncate de rugină, probabil chiar sunt din al doilea război Mondial. Acum, după cum am zis, nu cred nicio parte, nici alta, în proporție de 100%. Dar hai să vorbim despre ceva mai interesant, nu? Pentru că este marți, ne relaxăm și noi puțin. Știți că toată lumea spune că partea asta de conducere a statului și în general este condusă de bărbați. Dar, aparent, în cabinetele acelor bărbați există și foarte multe femei puternice și importante. Și despre asta vom vorbi astăzi. Deci avem așa, Guvernul României este compus din 22 de persoane cu excepția ministrul familiei, Gabriela Firea, toți ceilalți membri ai executivului sunt bărbați, ci fără femei. Răspunsul neoficial al guvernului la acuzațiile de misoginism este că în structura aparatului guvernamental sunt angajate de fapt foarte multe femei pe post de consilier, șef de cabinet, expert, director de direcții. Și vă gândiți, dacă citiți doar asta, fără să vedeți vreo poză, fără nimic, citiți doar asta, spui, mi se pare destul de ok. Deci uite, sunt femei angajate, consilier, șef de cabinet, expert director de direcții, secretar de stat chiar. Adică ca lumea, nu? Zici, băi, femeile chiar au funcții la noi. Dar haideți să vedem femeile, pentru că de fapt aici ajungem. Uite, doamna Roxana Momeu este numită în funcția de secretar de stat cu o recomandare de la partid. Are frumos, bețișor, țigară, atitudine de politician. Deci când vă uitați la poza asta, secretar de stat. Deci doamna acum 10 ani, clar, secretar de stat. Dar ea, credeți-mă, este pf, nici nu top 5. Deci, stați, să, hai să sărim deja. Hai să sărim exact unde voiam eu să ajung. Și avem așa, domnișoara aceasta este Iolanda Ana Maria Băbău și are, este de 3 ani în guvern. A fost adusă în guvern la 23 de ani. Și era numită consilier personal al Ministrului Sănătății. Și apoi vă întrebați. Și apoi vă întrebați de ce nu avem mai aia prin spitale, nu avem aia. -avem... Păi da, tu. Eu știți cum vedeam consilierii? Este prima dată când intru în conta cu chestia asta. Adică știam că sunt secretare și din asta nu știam că sunt funcții de genul ăsta mai important. Uh, nu am nimic cu domnul e clar. Dar nu cred că la 23 de ani era potrivită pentru funcția de consilier pentru Ministrul Sănătății. În opinia mea, consilierii, eu credeam că sunt așa niște bătrâni care au fost pe domeniul respectiv toată viața. Adică mi așa mi se pare normal, nu? Dacă tu ești ministrul sănătății, consilierii tăi ar trebui să fie doctori sau foști manageri de spitale, care automat și tot doctori, de obicei sunt și și. Nu? Nici <gătășe> într-un caz, <gătășe> un fotomodel care a ieșit, stați așa că este, a avut Miss World Next Top Model. Un fotomodel de 23 de ani. Adică, știi? Păi, dar mie deja mi se pare de prost gust. Poți să mai zici ceva? Adică cuvintele mai au rost în, în, momentul acesta. Sunt multe poze în acest articol, adică v-am trecut prin câteva, sunt multe poze, multe modele, multe din Să presupunem că aceste domnișoare chiar sunt capabile, da? Păi dar tu ca ministru nu te poți concentra. Acum sincer vorbim, ca și bărbat, dacă ministrul este bărbat și vine una care a fost model la 23 de ani și îți spune Domnul ministru, m-am gândit și am venit cu o idee pentru Ministrul Sănătății. Pentru Ministerul Sănătății. Și tu ești... N-am auzit nimic. N-am putut să mă concentrez. Deci noi în birou suntem numai băieți. Și nu e misoginism. Deci chiar deloc. Eu sunt pro-femei. Am nicio problemă. Am văzut femei capabile. Femeile din jurul meu conduc toate. Adică toate prietenele mele conduc. N -am, chiar n-am nicio problemă cu femeile. Pot fi director. Niciun stres. Dar eu am zis că dacă angajez o femeie la birou, nu ne putem concentra. Ne strică concentrarea. A fost la un moment dat. a fost la un moment dat la noi o tipă la un interviu și cum să vă zic eu? Avea. Așa. Și norocul meu a fost că după asta, pentru că nu vroiam să. Ăsta să fie un motiv. Norocul meu a fost că am găsit pe cineva mai potrivit pentru post. Pentru că am zis, păi eu, nu, eu ca bărbat nu pot să mă concentrez, eu sunt căsătorit, nu aveam nici măcar un interes, adică la modul ăsta. Dar nu pot să mă concentrez. Eram, vezi în fiecare zi, treci prin fața ta, treci. După aia se duce, ești un plover pe tine, fă ceva, că nu poți, nici nu mai știu la ce mă gândeam. Așa e și în, și în, guvern. Dacă tu ești în fiecare zi, ai vreo secretară, ai un consilier, ai așa, și ai vreo trei femei de genul ăsta în jurul tău, și tu vii și ești problemele României. Ce s-a întâmplat? Ministrul Sănătății, na, în spitale, sunt bacterii, oamenii mor de infecții și vine secretara și ești. A, Marie, ce faci? Fost model, da. Ce probleme erau la spitale? Da, nu cred, mai trăiesc oamenii, nu-i stres, ia să-mi beau cafea, asta s-a ziua. De asta, de asta este, acum mi se explică tot. Deci am rezolvat problema României. Da, sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. Noi ne vom vedea la newsul următor, practic, și dați pe clopoțel ca să vedeți când postez aceste videouri. Dacă tot a ajuns până aici, așa este frumos. Ne abonăm, chestii genul ăsta, de bun simț, nici deci nu trebuie să le mai zic, da? Cam asta e. Pa!